Primăria orașului Flămânz, în colaborare cu FLAG, Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei, anunță debutul etapei a doua din cadrul proiectului Organizarea Eveniment de Promovare a Peștelui în orașul Flămânz. În cadrul evenimentului vor evolua soliști de muzică populară, vor fi oferite peste 2000 de porții de borș de pește, pește cu mămăligă, precum și numeroase alte surprize. Proiectul este în valoare de 100.000 de euro și este implementat de Primăria orașului Flămânz.